Al Sfântului Duh. Amin. Înmormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca o Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Iubiți credincioși, ne aflăm în seara de prohodire pe care o săvârșim aici împreună, pentru că în ziua aceasta trebuie să ne lămurim asupra unui lucru. Unde este Mântuitorul acum? Și exact așa cum ați auzit că v-am citat din rugăciunea de la Sfânta Taină, de la prefacere, de la înconjurul Sfintei Mese, pe care o facem în fiecare Sfântă Liturghie, Mântuitorul se află în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul. Și atunci noi pe cine am prohodit? Credeți cumva că biserica ne duce oarecum în eroare? Stați voi aici că noi ne ducem în partea cealaltă? Nu. Mântuitorul este tot timpul acolo unde suntem și noi. Decât că ne pregătește din când în când să înțelegem sensul creației. Ne arată calea pe care trebuie să mergem ca El să fie întotdeauna cu noi. Asta nu înseamnă că noi, dacă încurcăm calea, sau dacă greșim drumul, sau dacă ne afundăm, Hristos nu mai este lângă noi. Este lângă noi. Dar ne arată calea tocmai pentru a nu ne încurca. Se spune că odată un orb, după ce a stat cu un prieten de-al său la casa acestuia, a fost nevoit să plece acasă. Și gazda i-a spus: nu te pot conduce până acasă pentru că am altceva de făcut. Dar uite, îți dau un felinar. De ce? Ca să-ți lumineze calea, că e noapte. Zice, dar nu te supăra pe mine. Pentru mine și noaptea și ziua e același lucru. Eu nu văd nimic. Zice, dar nu pentru tine ți l-am dat acest felinar, ci pentru cei care trec pe lângă tine să nu cumva să te rănească. A mers omul ce a mers și la jumatea căii, bineînțeles că cineva a dat peste el. Și el, sigur că e vorba de o neatenție, i-a spus, bine măi omule, dar nu vezi că am felinarul aprins. La care bietul om care lovise foarte derutat i-a spus, da, nu știi că s-a stins de mult felinarul cu care mergi? Iubiți credincioși, degeaba ne dă Hristos lumină dacă noi nu suntem în stare să o folosim. Degeaba ne dă Hristos posibilitatea să-L găsim și în mormânt, și în rai, și pe scaun cu Tatăl, dacă noi nu suntem pregătiți să vedem această lumină. Dacă omul acela s-ar fi dus acasă, așa cum știa el, în lumina lui de întuneric, cu siguranță că n-ar fi atins pe nimeni. Dar a crezut că lumina pe care i-o dă altcineva, alta decât în el, poate să îl ferească de rău și n-a fost așa. Iubiți credincioși, astăzi ne-am întâlnit cu multe dintre simbolurile creștine. Și pentru că am constatat că erați foarte puțin la prânz atunci când am trecut pe sub Sfântul Epitaf, am să vă spun în câteva cuvinte ce înseamnă ce am făcut noi în seara aceasta și în ziua de astăzi. Am trecut pe sub Sfântul Epitaf și trebuie să vă explic lucrul acesta pentru că a pornit de la un mesaj pe care l-am primit săptămâna aceasta, cred că la început, un mesaj pe care eu l-am luat ca pe o provocare. Mă întreba cineva dacă pot să fac un botez fără să cufund copilul în apă. Regula de a cufunda de 3 ori copilul în apă este pornită tocmai din ziua de astăzi. Nu putem ajunge în cer decât prin pământ. Nimeni nu poate să ajungă în cer dacă nu intră întâi în groapă. După cum bobul de grâu, spune Sfântul Apostol Pavel,
dacă rămâne singur și nu cade în pământ, rămâne de unul singur. Dacă intră în pământ, va da roadă. Așa și omul nu are cum să ajungă în cer dacă nu are rădăcinile în pământ. Omul este singura ființă care, în mod paradoxal, se naște muritor și moare nemuritor. Aici trebuie să luăm aminte. Și va să zică ce să-i răspund eu omului în câteva cuvinte, pentru că nici timpul nu prea-mi permitea, dar provocarea era mare. Și am spus decât atât. Nu pot să vorbesc de excepții. Vorbesc de regulă. Botezul se face prin întreita cufundare. Ce a înțeles, ce n-a înțeles, cert e că nu mi-a mai scris nimic. Nu mă bucură lucrul ăsta. Dar sunt pregătit dacă, după sărbători, va avea răbdare, să-i explic și de ce. Atunci când intrăm în cristelniță, intrăm în mormânt. Nimeni până acum nu a fost îngropat numai pe jumătate. A fost îngropat de tot. Mi-aduc aminte că în istorie împăratul Alexandru cel Mare chiar a vrut să fie înmormântat cu mâinile afară, ca să vadă lumea că n-a luat nimic cu el. Acum nu știu dacă într-adevăr a fost înmormântat așa. Eu vă spun că e singurul caz de care știu așa câte puțin. Dar dacă nu îl afundăm de tot pe copil în apă, nu putem să prefigurăm intrarea în mormânt. Pentru că nu putem să-l înviem dacă n-a murit. Nimeni nu poate să învieze dacă nu e mort întâi. Ei bine, astăzi noi am trecut prin mormânt. Deasupra era lespedea, adică Sfântul Epitaf, și noi am trecut cu Mântuitorul prin mormânt și am ieșit dincolo la lumina învierii, sărutând Sfânta Cruce. De aceea mormintele noastre au chipul slujbei din seara aceasta. Dar mai mult, am spus de câteva excepții. Dacă e vorba din punct de vedere medical sau dacă, cine știe, Doamne ferește, omul, copilașul este gata să moară, decât să moară nebotezat, putem să-l și stropim cu apă. În ultimă instanță putem chiar cu pământ, spun Sfinții Părinți, că îl putem boteza. Dar nu vorbim despre excepții, vorbim despre regulă. Mi-aduc aminte că odată Părintele Arsenie în chilia sa era foarte supărat și a zis: tată, eu știu lucruri frumoase despre tine, nu cumva să faci ca alți ucenici de ei. Deci, uite, am văzut pe unul, acum, ca la latin, nomina odiosa, nu o să vă spun despre cine e vorba. Deci a ajuns foarte mare și de-abia așteptam să ajung aici și i-am spus: păi, dacă mai faci botezuri, cum am văzut eu că ai făcut, că mi-a arătat cineva un filmuleț, să te lași. Ce e aia? Ori îl bagi în apă, ori nu-l mai bagi. Ori îl cufunzi de 3 ori, ori nu mai e botez. Dar pentru cei care, acum poate că sunt tulburați că și-au adus aminte că un copil sau un nepot sau un filuț a fost botezat în alt fel, să fiți sigur că e botezat. Eu vă spun partea simbolică a lucrurilor și cum trebuie să fie făcut. Dar chiar dacă botezul nu e făcut așa cum trebuie, el este totuși valid. Ce se întâmplă? Răspunde preotul care a săvârșit acest lucru. Iubiți credincioși, trebuie să mai învățăm în seara asta încă ceva. Poate că fiecare generație de-a noastră s-a obișnuit într-un anumit fel. De exemplu, eu am învățat la școală cum că, vă dau un singur exemplu din seara aceasta, nu mai demult, cum că înainte de prohod, preotul vine și după 5-6 psalmi se îmbracă în toate veșmintele. Eu așa am pomenit, așa i-am văzut pe profesorii mei, așa am făcut. Dar acum a apărut o ediție mai nouă a cărții după care am învățat eu. Și apropo de ediții, eu care am mâncat foarte multă bătaie, că am scris odată cu Ă din I român, când m-am apucat să învăț pentru seminar după gramatica Academiei, scrisă în 1964, am citit pe ea cu mare, mare satisfacție gramatica limbii romine cu Ă din I. Și am zis: mami, la ce am luat eu atâta bătaie? Zice: da, da, așa se scria atunci. Ei, mare problemă. Și acum
ne uităm mai atent și părintele mă avertizează și zice, frate, stai puțin că nu e așa cum știam noi, uite acum, în ediția aceasta scrie că numai preotul care este protos la prohod se îmbracă cu toate veșmintele, dar nu la începutul slujbei, ci după ce se termină prohodul. Bun, zis și făcut, cât au cântat băieții doxologia, m-am executat. Nu asta e problema. Problema este mai departe. Am început să fiu mult mai atent cu ceea ce scrie. Și mi-am adus aminte că trebuie să-mi iau tot ceea ce am învățat de la început, ca să fiu omul zilei. Și vă spun așa foarte franc, am găsit un lucru foarte interesant care mi-a dat apă la moară vis-a-vis de ziua de serbare a Învierii Domnului, ca Paștelui. Paștele este o sărbătoare cu dată schimbătoare. Este serbat în prima duminică după lună plină, după echinocțiul de primăvară. Sunt trei aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul. Unu este, ca să ne luăm invers, echinocțiul de primăvară, deci după 22 martie. Doi, lună plină. Trei, duminică. Uitați-vă acum pe cer. Luna, despre care se spune că minte, știți de ce se spune că luna minte? Atunci când este în formă de literă D, ea crește. Și când este în formă de literă C, descrește. Și zice că luna minte. Vă uitați acum că este în forma literei C. Adică nu crește, descrește. Acum vreo 10 zile era într-adevăr lună plină. Ce s-a întâmplat între timp? De când am învățat eu și până acum, nu putem să spunem că cele 2 ore și 6 secunde și vreo 13 mii s-au adunat astfel încât luna să cadă altfel decât e ca acum. E vorba de cele 13 zile cu care noi, ca să dăm la pace cu frații noștri de la răsărit și cu alții, erau atunci în sud, acum nu știu despre Iugoslavia, dacă pot să mai spun ceva, cert este că și la răsărit și la apus aveam vecini care serbau Paștele după Pascalia veche. Și atunci noi am rămas să observăm așa. Dacă cineva ne va spune că de la anul o să avem Paștele fix pe alte date decât le aveți și în calendar, ați văzut că la sfârșitul calendarului scrie Paștele până în anul 2000, când eram eu la școală, era până în anul 2018 și ziceam, hăi de mine, mă bunesc. Dar acum deja mă bunește prânzul. Bate la ușă 2018 și eu nu știam altă ediție. Bine, s-au mai îmbunătățit edițiile, acum sunt până în 2104, în 2104, de exemplu, va cădea Paștele pe 4 aprilie, cel mai devreme, așa scrie acolo. Ce vreau eu să vă spun este următorul lucru. Am început să mă deprind să nu mai fiu rob a ceea ce credeam că este fix. Fixismul este o artă pe care o manevrează foarte bine cei care au învățat odată și nu vor să mai ducă la școală niciodată. Să ne ferească Dumnezeu de asta. Acum vreo 10 ani mi-aduc aminte că m-a sunat cineva chiar în săptămâna partinilor și mi-a spus, părinte, e bai, ce s-a întâmplat? Zice, au descoperit niște oseminte și zice că sunt ale lui Hristos. Păi și atunci, să știți că vreo 2 ceasuri n-am fost om, m-am adunat, mi-am luat toate cărțile să... Acum, poate să-mi spună cineva că niciun cuvânt din ceea ce am învățat eu la școală nu este valabil. Ceea ce am învățat la școală și se numește trăire și sentiment, acest lucru nu mă va duce în altă parte decât la adevăr. Atâta vreme cât știu că la Sfânta Liturghie îmi dau lacrimile când gândesc la locurile pe care le-a pășit Mântuitorul, poate să nu mai fie valabil niciun cuvânt din cele pe care le citesc. Dacă la o singură cântare îmi dau lacrimile nemai putând să merg mai departe, trăind ceea ce cânt acolo, nu mai e nevoie nici de partitură. Și atunci ne întoarcem la seara aceasta. Ce am învățat în seara aceasta? Că nu
ceea ce credem noi că este fix, poate să rămână la fel. Știți de ce a venit Avraam din Urul Caldeii? A venit pentru că mesopotamienii credeau în soare și lună. Și lui săracul nu prea îi dădea de înțeles cum, adică o zeitate cu jumătate de normă. Când era unul, lucrau 12 cu 24 sau 12 cu 12. Când era soare zeu. Când era lună, era lună. Și a plecat. Omul trebuie să plece de lângă lucrurile fixe. Chiar constatam în ediția pe care noi o aveam în față să cântăm, pentru că au fost foarte multe ediții ale Propodului, erau niște strofe care, cred că din binecuvântate principii, ca să le spun și dumneavoastră, lipseau de la noi și erau înlocuite cu altele. De ce? Pentru că s-a alcătuit o comisie împotriva antisemitismului și unde scria Jidov a fost înlocuit cu păgâni și așa mai departe. Noi, fraților, hai să nu mai dăm după degete. Noi aici nu ne-am adunat ca să arătăm cu degetul în stânga sau în dreapta. Mesajul bisericii este să ne iubim, nu să ne învrăjbim. De aceea trebuie să luăm Duhul adevărului. Trebuie să luăm ceea ce este mai frumos din dragostea lui Hristos. Nu trebuie să arătăm că ăia l-au băgat în pământ și nu știu care l-a scos din pământ. Nu, măi, frații. Important este că noi ne-am adunat astăzi pentru a ne prohodi pe noi. Eu, unul, atunci când slujesc la o mormântare, nu pot să încep slujba fără să mă văd pe mine în sicriu. Acum, să știți că nu sunt dus pe românește. Numai atunci poți să fii sincer cu slujba pe care o săvârșești. Eu mi-am cununat aici vreo 2300 de mirese. Am văzut în fiecare mireasă pe una din fetele mele. Până când am văzut pe una chiar în fața mea. Și mai aștept să mai văd pe una. În fiecare moment de taina botezului mi-am văzut unul dintre nepoții mei. Una deja am văzut-o. O să mai urmeze și alții. Dacă nu ne transpunem acolo unde trebuie, n-am făcut nimic. Vă aduceți aminte de cel care în miez de noapte, fiind președinte de stat, și un stat foarte important, a fost trezit de un telefon. În miez de noapte, la ora 3, noaptea, cum a venit și altădată, nu dimineața, noaptea, că omul dormea, nu venea de la chef. Și a pus-mă pe telefon și da. Și nu vă supărați, președinte, vă sun acum ca să vă spun că a murit un ministru. Zice, și nu puteai să aștept până dimineață? Zice, nu, dar eu v-am spus ca să știți și să știți că eu aș vrea să iau locul. A, zice, așteptăm până dimineață și aranjez-o cu groparii. Dacă nu știi ce înseamnă să iei locul cuiva, n-ai făcut nimic. Noi asta vrem să învățăm în seara aceasta. Dar în modul cel mai sincer și cel mai serios. O să ziceți că am glumit. Nu! Despre lucrurile serioase, dacă nu se glumește, înseamnă că nu sunt suficient de serioase. Și revenind la seara aceasta, să nu credeți că biserica ne vrea acum să plecăm capetele și să mergem târându-ne până acasă și eventual să ne claxoneze toți cu mașina că n-au loc de noi. Nu! Biserica vrea să avem în sufletul nostru ceea ce am trăit. Știu că poate este puțin deplasată comparația, dar îmi aduc aminte că eu am trăit și alte vremuri. Când la congrese se aplauda, în alte momente se strigau două, trei rime și frații cu ochii albaștri erau cu ochii nu spre scenă, că îl cunoșteau bine pe cel care vorbea, erau cu ochii în sală. Și la un moment dat au văzut că cineva nu strigă atunci când este ura, 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 și l-au luat imediat în celulă. Și l-au îngheoldit și au zis, băi frate, ce e cu tovară și ce e cu matare? De ce? Ce m-ați luat? De ce nu strigi ura? Pentru că ura e suflet. Copilașilor, dacă nu ne vom trezi să înțelegem ce înseamnă educația, n-am făcut nimic. Noi trebuie să știm că ceea ce trăim contează mai mult.
Dacă nu vom învăța că în seara aceasta biserica ne vrea demn, ne vrea să înlocuim pe Mântuitorul din mormânt, înseamnă că n-am înțeles nimic. Ce înseamnă să fim în mormânt? Mormântul sau Sfântul Epitafe sub care am trecut este și epitrahilul duhovnicului sub care ne-am lăsat noi păcatele. Și ce am făcut? Am venit morți și ieșim vii. Am venit cu păcate și ieșim fără păcate. Asta este simbolistica. Și să mergem și mai departe. Tot ceea ce facem noi, facem în perspectiva învierii. Atunci când uităm o răutate, am murit. În sensul bun al cuvântului. În sensul în care noi am lăsat deoparte toate ale noastre și ieșim alt om. Mi-aduc aminte de cineva care a stat din binecuvântate pricini, adică pentru faptul că eu am uitat niște ore și l-am chemat pe om mai devreme și a găsit vreo 10 oameni care așteptau la spovedit. Când a intrat, mi-a spus că a constatat ceva. Toți cei care intrau la mine înainte de a intra se frământau și ieșeau veseli atunci când părăseau chiria mea. Și a spus, cu această ocazie am înțeles și nu cred că mai trebuie să mai stăm de vorbă măcar astăzi. Am învățat ce înseamnă să intri mort și să ieși viu. Așa am intrat noi în biserică astăzi, morți de foame, pentru cei care am postit, morți de sete. Și cum ieșim acum? Dacă voi reuși măcar cu unul dintre dumneavoastră să ieșiți altfel decât ați intrat, cu siguranță că Hristos m-a învrednicit să mor odată cu El. Dacă nu, ne pregătim pentru un an. Și pentru că vreau să închei într-o notă foarte interesantă, ați văzut aici niște manevre. V-am chemat să veniți mai aproape, da? Asta a fost ca o simulare. Vă spun că am intrat în 2042. Vă aștept la anul să ieșim măcar în 2 minute. Pentru că nu e nimic de șară. Dacă ni se cere și asta, este ca atunci când vom afla mâine, de exemplu, că nu se mai scrie sunt, să scrie sunt ca odinioară, sau român să scrie cu odinii. Și atunci, ce o să fie în capul nostru? Ce o să fie în capul copiilor ăsta? Cu ce, bă, dar ne schimbă. Dar asta contează. Contează că noi simțim ceva. Iubiți credincioși, aș vrea ca Hristos, despre care eu sunt convins că este în acest moment și cu noi, și cu Adam și Eva să-i dezlege, și cu tâlharul căruia a promis că astăzi va fi în rai cu el, și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, este în mijlocul nostru și ne vrea bucuroși. Nu chefuind, dar bucuroși. Pentru că este o mare diferență. Aș vrea ca florile cu care veți pleca fiecare dintre dumneavoastră spre case să fie o mireasmă de bucurie. Peste câteva zile ele vor fi niște moaște de flori, dar vor rămâne acolo ca amintire că le-am luat de pe un mormânt. Al cui? Al nostru. Dacă nu e mormântul nostru, să ne așteptăm în fie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnule,